Dan a așteptat apariția lui Jeremici, un blocaj al lui Diaz și Jeremici, lituanianul Kariniauskas. El va prelua atribuțiile de playmaker. O nouă triplă pe mâna lui Jeremici. Începe să-și intre în ritm sârbul de 29 de ani. Să-și pună cu echipierii în valoare. Adamovici și fundașul de 1,83 m încearcă să înscrie de, din afara semicercului. Stozvonov atacă hotărât inerul la această fază. Norbuti s-a văzut că nu și-a făcut bine pașii. Scoate la Stozvonov. A încercat un buzzer beater fără succes, era finalul atacului. Jeremici pe tranziție ofensivă, se duce direct și mai reușește o triplă pentru Timișoara. Însă au tras mai bine de afară bănățenii, o face și acum Jeremici și deschide balul în acest sfert al treilea. Devine primul basketbalist care intră în double digits. Cel la un moment dat avea o fluență foarte bună, iată pe Kariniauskas, care rămâne fără minge și vor fi două puncte ușoare. Otașevici pentru Jeremici, care ratează incredibil, până la urmă înscrie și rezolvă această fază, părea foarte simplă. Ratează Rașici și Clujul rămâne cu o singură și reușește, după ce a agățat mingea de lângă bar, să o culeagă din fața lui moldoveanu. Această determinare se transmite. Egalează pe Baro și Kariniauskas. O replică a gazdelor. Și a intrat în ritm Mladen Jeremici, care vine acum și înscrie pe catch and shoot. Îl găsește cu culoarea de pătrundere, scoate la Comatina. Jeremici față în față cu Adamovici. Extraordinar, încă o dată, sârbul de 1,98 m. L-am văzut pe Adamovici, care încerca să-i obtureze vederea. Nu reușește să câștige mingea bănățenii. Rașici, o nouă ratare. UBT va merge în continuare pe aruncările de 3. Acum este turnover, același Filip Adamovici. Pierde încă o minge. Niciun motiv pentru Jeremici să se grăbească. După meciul de astăzi, la parte a cursei spre play-off, bănățenii trebuie doar să mai închidă această partidă. Mladen Jeremici, o nouă evoluție de-a lungul partidei, are în acest moment 26. Iată că Timișoara reușește să se redreseze în Liga Națională și nu oricum cu o victorie în fața liderului. Ale momente ale partidei, Clujul pleacă pe contraatac, iar Jeremici își încheie evoluția de excepție din această seară